Vorbim de peste 850.000 de lei, bani care au fost repartizați de guvern. Deși suma nu este suficientă, reprezintă un plus, ținând cont că aceasta este singura soluție de finanțare. La uzina mecanică Sado a fost alocați într-o primă fază peste 850, dacă nu mă înșel, de mii de lei, 8 miliarde și jumate în bani vechi. Este prinsă în cadrul unităților cu profil de apărare. Sunt unități cu un profil special care nu poate să beneficieze de fonduri europene, de aceea tot ceea ce înseamnă contribuție, tot ceea ce înseamnă aport financiar trebuie făcut din fonduri de stat, fonduri de la guvern. Urmează ca la rectificarea din iunie, care sperăm să fie pozitivă, să-i fie alocată o anumită sumă pe lângă alte instituții din sistemul de apărare. În ceea ce privește mărirea numărului de angajați, aceasta depinde strict de comenzile pe care unitatea le are de onorat. Discutăm despre investiții destul de serioase, având comenzi în spate, putem discuta, sunt convins, și de crearea de noi locuri de muncă la uzina mecanică Sado. Uzina mecanică Sado este una dintre cele mai importante unități din industria de apărare. De-a lungul anilor, unitatea a mers pe pierderi, acumulând datorii uriașe de peste 180 de milioane de lei, care i-au fost șterse de către guvern. De câțiva ani, autoritățile vorbesc de o retehnologizare a uzinei, însă până în momentul de față au fost simple vorbe.